Acest camera, dragii mei. Salut, eu sunt Alexandra și astăzi am revenit cu un nou video și o să vă arăt două desene. Două desene. O să vedeți voi despre ce este vorba, deși ați văzut în coment, în titlul, dar nu mai contează. Să-i dăm drumul. Ok, am dat pe folderul cu Warrior Cats. Vă voi arăta câteva desene. Unele nu sunt făcute de mine, dar na, nu știu care cum sunt. Ok, asta nu e făcut de mine, nici asta, care îmi place foarte mult. Ok, asta e făcut de mine. Ok, o să vă fac turul lor. Deci, asta sunt eu, Blana Aurie, foarte drăguță și cochetă. Așa, arăt cam așa. Așa-i coada, lăbuțele, drăguțe. Și zgrietura asta. Așa, aici e Kira, Teo, adică. Da, foarte amuzantă. Da, e foarte drăguță zgarda. Așa, să continuăm. Ok, e foarte grasă. Așa, să continuăm. Să continuăm. Aici trebuia să fie lăbuțele așa, ceva de genul. Așa cum să vă arăt eu, o să mă urc pe masă. Ok, deci nu mai contează. Ok, așa, așa sunt picioarele. Ok. Ok, ok, deci să trecem la următorul desen. Asta care îmi place mult, dar nu e făcut de mine și nu vreau să spun multe. Așa, asta e Ale. Adică leabă neagră. E fată, să știți. O să vă fac turul și Ali. Stați o clipă să găsesc capul. Ok. Ok, gata. Ok. Leabă neagră. Așa am găsit capul. Așa, da, da, da. Deci stați o clipă cu mine. Ok, deci. Nu știu dacă se observă, dar are gene. O, pe bune! Ok, gene, stați puțin să vedeți genele, dar nu prea se observă, să spuneți. Sau dacă se observă, uitați-le, uitați-le, drăgele de ele. Ok, deci, vedeți că e fată. Foarte drăguță. Ță! Ok, ea mi-a cerut să o fac ca pisică, pisică. Dacă vreți, scrieți-mi în comentarii. Voi trebuie doar să... Dacă vreți să vă fac și voi ca pisici, Warrior Cats, trebuie doar să-mi spuneți ce culori să folosesc, în ce poziție să vă fac și o să las mai multe detalii în coment. Și, apropo, dacă vreți să faceți un, dacă vreți să fac un tutorial cu mine, adică să mă desenez pe mine ca pisică, să vă arăt că oricum vroiam să mă fac eu singură, și probabil o să fac și pe Teo singură și dacă vreți aceste două tutoriale separate, scrieți-mi în comentarii. Așa, și aceasta este drăguța coadă. Aici scrie LN, labă neagră. Și dacă vreți gardă sau nu, culoarea, chestii, pandantivul, clăcuțel, ok, chestii. Da, așa sunt lăbuțele și foarte drăguță. Și trebuie să... Să o îmbunătățesc. O clipită. Luăm negru ăsta. Ce fac cu guma? Facem pe aici. Și acolo are o pată, pentru că nu mai am chef. Fluture din alea care se pune la bec și nu te lasă în pace. Așa. Ok, am salvat. Și cam așa arată. Cu întregul. Da, și foarte drăguță. Așa, și cam atât vreau să vă arăt. Nu uitați să dați un like, să vă abonați, pentru că vreau să fac un live stream și iar turii ca papagalul într-una și într-una, că vreau să fac acest live stream și chiar vreau să fac live stream, vedeți, m-am și încurcat, nu vrea nimeni să zic live stream-ul ăla, ok, deci da, deci,
Nu uitați să vă abonați, să dați un să dați un like, așa, și să scrieți în coment dacă vreți să fac tutorialul și să vă fac și pe voi și, na, și să vă prezint acolo, da. Da, dacă vreți să vă fac, nu știu, dacă vreți, dacă vreți tutorialul. Bine, cam atât a fost și cu acest video, da. Cu voi a fost Alexandra și noi ne revedem data viitoare. Pa!